Domnul ministru Bodoc, vă rog frumos, bine ați venit la noi în România. Vă rog ca împreună cu domnul ministru Tuțuianu, în maxim o lună, Institutul Cantacuzino să devină parte componentă a Ministerului Apărării Naționale. Fiindcă cu demersurile specialiștilor de acolo ne-am lămurit. Poate o mână mai de fier, mai militarizat un pic, poate să aibă în sfârșit rezultate. Va ajunge o lună, domnul ministru, să preluați? Domnule prim-ministru, sigur că dacă e sarcină o preluăm, am și gândit cum ar putea fi organizat și am făcut și o evaluare prealabilă cu specialiștii din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Direcția Medicală. Evident că n-am toate datele ca să mă pronunț acum. Eu vă propun ca împreună cu domnul ministru Bodoc, pe baza la materialul de control pe care dânsul a făcut, în 2 săptămâni de zile să venim în guvern, maxim 3, dați-ne 3 totuși, ca să luăm. Eu v-am oferit o lună, dacă ziceți 3, păi 3 săptămâni să venim cu un proiect de act normativ prin care să-l preluăm și să-l transformăm într-o unitate militară, cu conducere militară și sigur cu angajați care răspund criteriilor profesionale necesare unui asemenea institut. Ne asumăm această chestiune, e delicată de neasumă. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Pop, manuale. ISU, autorizații. Școli. Da, autorizațiile pentru școli sunt în derulare. Sunt două tipuri de unități școlare, cele făcute înainte de 2006, odată cu apariția legii, și cele după 2006 s-au renovate după 2006.